2 milioane de euro pentru învățământul profesional tehnic din Republica Moldova. Banii sunt oferiți de germani și vor fi folosiți în special pentru școlile din domeniul agriculturii și industriei alimentare. Proiectul va fi lansat în toamna acestui an în câteva școli profesionale. Ana Coada este absolventa școlii profesionale numărul 2 din Chișinău. După terminarea studiilor, a lucrat în mai multe restaurante din capitală. Însă acum a revenit la școală pentru a învăța pe alți tineri cum să devină adevărați master chef. Îmi face mare plăcere să învăț ceea ce știu și eu. Și mi-ar face mare plăcere când merg într-un restaurant sau o cafenea să servesc o masă, să-mi pregătească chiar acești elevi preparatul care l-am dorit să-l servesc. După abilitățile care le-au format aici, se angajează ușor în serviciu. Unul dintre elevii, Ana, este și Gheorghe, care are un vis să fie un bucătar cu renume. Tânărul deprinde tehnici unice de prepararea bucatelor. Astăzi Gheorghe a pregătit o salată grecească. Pentru a pregăti această salată grecească, avem nevoie de roșii, castraveți, brânză de calitate superioară, ceapă roșie și verdeață. Cât timp îți ia să pregătești o asemenea salată? 10-15 minute, pentru că nu este tare complicată, dar sunt anumite forme de tăiere, anumite puncte pe care trebuie să le respectăm după fișa de calcul și fișa tehnologică. Aceste deprinderi mă ajută în viață pentru a-mi forma o carieră. Din această toamnă, germanii mai vin cu un ajutor de reformare a învățământului profesional, în special pentru meseriile din agricultură și alimentație. Agenția de dezvoltare germană. Sunt dispuși să mai vină cu 2 milioane de euro pentru următorii 2 ani în susținerea implementării instruirii duale. Extinderea acesteia pe mai multe sectoare și deja avem semnale, nu doar din domeniul construcțiilor. Mă bucur că industria de confecții ușoară, alimentară și serviciile sunt cele care deja ne-au dat semnalul că sunt dispuși chiar din septembrie 2015 să piloteze și ei. Un pas în formarea specialiștilor încă de pe băncile școlii s-a făcut la Bălți. Aici, elevii școlii profesionale numărul 5 fac practica la o companie germană producătoare de componente auto pentru BMW și Audi. Ministerul Educației speră că tinerii din instituțiile cu profil alimentar și agricol vor face stagiile practice în firme cu renume din țară, care ulterior se angajeze.